Mircea Sneagur a fost primul președinte al Republicii Moldova. S-a născut la 17 ianuarie 1940 în satul Trifănești, județul Soroca. A fost primul din cei 6 copii ai familiei de țărani, Ana și Ion Sneagur. După 7 clase urmate la școala din localitate, în 1956 absolvă școala medie din satul vecin, Frumușica. În 1961, după ce își face studiile la Institutul Agricol din Chișinău, obține diploma de agronom savant. În 1972, urmează doctoratura la Catedra de Fitotehnie a aceleași instituții superioare de învățământ. Are titlul științific de doctor în agricultură, colaborator științific superior. În 1961 și 1969 lucrează agronom și președinte de gospodărie agricolă în satul Lunga, Raionul Florești, ulterior deținând funcțiile de director al stațiunii experimentale pentru culturile de câmp a Institutului Agricol, șef al direcției principale fitotehnie, apoi direcției principale științe agricole ale Ministerului Agriculturii, director general al Asociației Științifice de Producție Selecția și director al Institutului de Cercetări Științifice în domeniul culturii din câmp din Bălți. În perioada 1981 1985 este prim secretar al Comitetului Raional Edineț, apoi până în 1989 secretar al CCCPCM cu probleme agricole. Din 1989 până 1990 a activat în calitate de președinte al Sovietului Suprem al PSRM, iar din 3 septembrie 1990 până în 15 ianuarie 1997 deține funcție de președinte al Republicii Moldova. Ales de Parlament. În 1991, iar până în 1997, ales de popor. La 26 martie 1989, devine deputat al Sovietului Suprem al URSS. A fost și deputat al Sovietului Suprem al URSSM în legislaturile 11 și 12, apoi deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 14, ales în 1998. Lider al Convenției Democrate de Moldova, 1997, și președinte al Alianței Democrației și Reforme, 1998. În 1995 înființează Partidul Renașterii și Concilierii de Moldova, al cărui președinte este până în 2002, atunci, în baza unei formațiuni cu structuri bine organizate în teritoriu, a fost creat Partidul Liberal. Este decorat cu Ordinul Republicii în 2000, Ordinul Insignă de Onoare 1960 și Medalia pentru Distincție Muncă 1976. Deține diploma de onoare a Ordinului European de Merit și Medalia de Aur în 1995, diploma Ad Honoris Academiei Europene de Arte în 1995, 8 titluri Doctor Honoris Causa deternate de Universitatea Agrară din Moldova, Universitatea din Ankara, Turcia, Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat, Academia de Științe a Moldovei, Academia de Administrare Publică din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova. Perioada aflării sale în fruntea statului este una crucială pentru destinul Republicii Moldova. Acceptând fără ezitare lozincile etape active a mișcării de liberare națională, trudește cu durere pentru punerea lor în viață. Denumirile lui sunt legate întronarea limbii de stat și a grafiei latine, statul pluripartizmului, a declararea suverenității și proclamarea independenței, respingerea categorică a tendințelor păstrării Imperiului Sovietic, admiterea țării în Organizația Națiunilor Unite, reglementarea pașnică a conflictului armat la Nistru. Aderarea chiar la început la Declarația Universală a Drepturilor Omului și la alte instrumente juridice internaționale a impulsionat promovarea politicii de democratizare a societății și de trecere economiei pe bazele relațiilor de piață, inițiindu-se astfel integrarea tânului stat în comunitatea mondială. A urmat semnarea acordului de parteneriat și cooperare cu Uniunea Europeană și admiterea în Consiliul Europei, acordului de colaborare cu NATO. Moldova devine parte a OSCE, a principalului organism financiar internațional, a altor importante organizații mondiale, europene și regionale. Stabilește relații diplomatice cu majoritatea absolută a statelor lumii, dezvoltând raporturi politice, diplomatice, comerciale-economice, științifice, culturale, nu doar în plan bilateral,
ci și multilateral. În aceste scopuri, primul președinte, în perioada mandatului său, a efectuat vizite oficiale în România, Statele Unite, Germania, Marea Britanie, Franța, Canada, Belgia, Austria, China, India, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Federația Rusă, Ucraina, Lituania, Estonia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan și Turkmenistan. A fost gazda mai multor șefi de state și importante delegații. Pe plan intern, s-au pus bazele statului de drept prin adoptarea Constituției și ajustarea cadrului legislativ la normele dreptului internațional. Au fost create principale instituții și atribute pentru funcționarea și dezvoltarea lor democratică. S-au depus eforturi susținute pentru revenirea la credința strămoșilor, dezvoltarea științei, învățământului, presei, culturii, sportului. La finele mandatului prezidențial, Mircea Negru, împreună cu Consiliul Europei, Banca Mondială și alte organisme internaționale prezentau Republica Moldova ca model al reformei economice și politice postcomuniste. După schimbarea puterii în urma legilor prezidențiale din 1996, situația a tot degradat până la o guvernare comunistă de 8 ani, iar apoi opoziția crescută chiar de aceasta a mimat reformele într-o satisfacere intereselor obscure de grup, compromițând astfel parcursul european a Republicii Moldova, inițial pe timpul mandatului primului ei președinte. Abandonând terenul politicului, Mircea Negru rămâne a fi activ în plan social, mediatic, dedicându-se mai cu seamă scrisului. Editează 9 volume din cele 10 preconizate de memorii, intitulate Labirintul Destinului, care constituie o cronică fidelă a istoriei noastre recente. Între copertele lor, citorul descoperă nu doar adevărul despre perioada zbuciumată de constituire a statului, dar și dovada clară a faptului că Mircea Negru nu și-a întrerupt niciodată mandatul de prim-președinte, trudind cu fidelitate și devotament pentru realizarea idealurilor Republicii Moldova. Familia Negru a educat 2 diplomați, fiul Vitalie, activat în structurile ONU, iar fiica Natalia German, ambasador, ministru al afacerilor externe și integrării europene, candidat la funcția de secretar general a Organizației Națiunilor Unite 2016, iar în prezent este reprezentant special al secretarului general pentru Asia Centrală și șeful centrului regional al Națiunilor Unite pentru diplomația preventivă pentru Asia Centrală. Reamintim că Mircea Negru a murit pe data de 13 septembrie la vârsta de 83 de ani.